Prințul Paul al României, fugit de aproape 4 ani din țară și dat în urmărire internațională, a fost prins. El a fost depistat într-un resort din Malta, unde se afla în vacanță. Recent, autoritățile franceze au respins definitiv predarea sa, dar pentru că se afla pe teritoriul altei țări, procedura de extradare este în desfășurare. Prințul Paul este unul dintre cei mai cunoscuți fugari de la noi din țară, după ce în 2020 a fost condamnat la peste 3 ani de închisoare. Prințul Paul al României se afla în acest resort de lux din Malta când polițiștii i-au întrerupt relaxarea. A fost prins de autorități chiar în hotelul de 5 stele unde era cazat, alături de soția sa, Lia Lambrino, în inima orașului St. Julian's. Fugar din România și dat în urmărire internațională, Prințul Paul ar fi fost invitat, potrivit presei locale, să participe la o întâlnire a cavalerilor de Malta, la care nu a mai apucat să ajungă pentru că polițiștii l-au încătușat în fața audienței. Poliția română l-a localizat și a transmis în timp real informații colegilor din Malta. A fost reținut și urmează să fie sesizată instanța. Times of Malta scrie că astăzi a fost prezentat instanței, având-o alături pe soția sa, dar i s-a refuzat eliberarea pe cauțiune din cauza gravității acuzațiilor aduse împotriva sa. Informație confirmată și de ministrul român al Justiției. Aceeași publicație scrie că le-ar fi spus judecătorilor că locuiește la Paris și că este un membru al familiei regale. Potrivit avocatului, clientul său a fost umilit în fața demnitarilor din toată Europa. Fugar de aproape 4 ani din România, Prințul Paul a stat în această vreme în Franța, care a respins predarea sa către statul român în urmă cu 3 săptămâni, însă mandatul european de arestare era încă activ. Practic, în momentul în care Prințul Paul a părăsit teritoriul Republicii Franceze, s-a pus în aplicare mandatul emis pe numele său, iar în tot acest timp ar fi fost supravegheat. Să nu ne imaginăm că poliția română poate să părăsească țara în căutarea unor fugari și să-i prindă pe teritoriul altui stat. Acest lucru se realizează prin intermediul mecanismului de cooperare europeană. Până când Prințul Paul va ajunge înapoi în România, va mai dura. Momentan, autoritățile române au trimis cererea de predare către autoritățile din Malta, iar instanța de acolo va decide dacă îl extradează sau nu. După momentul localizării, fiecare agenție, fiecare instituție își intră în procedura proprie și, bineînțeles, urmează procedura în faza instanțelor de judecată și acestea vor depune măsuri în consecință. Prințul Paul are o condamnare de 3 ani și 4 luni de închisoare cu executare în dosarul retrocedării ilegale a fermei regale Băneasa. În decembrie 2020, autoritățile nu l-au găsit la locuința din capitală pentru a pune în executare pedeapsa, căci acesta fugise din țară. Abia 2 ani mai târziu, după ce a fost dat în urmărire internațională, a fost prins în Franța. Un șofer de autobuz în vârstă de 63 de ani zace pe patul de spital după ce a fost bătut crunt de un pasager. Scandalul a pornit în mijlocul de transport în comun, iar de la ceartă până la lovituri a fost doar un pas. Agresorul este căutat acum de polițiști. Colega mea, Iulia Dumitrașcu, are mai multe detalii, însă vă avertizez că sunt imagini ce pot avea un puternic impact emoțional. Iulia, bine te-am găsit! Bună seara, Radu, și bun găsit tuturor! Din declarațiile șoferului STPT, scandalul ar fi pornit după ce în stație el nu ar fi deschis prima ușă a mijlocului de transport în comun, ci doar pe celelalte, iar asta l-a înfuriat teribil pe un pasager. Vorbim de un tânăr în vârstă de 30 de ani care a mers nervos la șofer, l-a înjurat și l-a provocat să iasă din autobuz. Acolo, afară, l-a lovit puternic cu pumnii și cu picioarele până când bărbatul nu s-a mai ridicat de la pământ. Ușul s-a făcut nevăzut. Întreg scandalul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar în baza imaginilor polițiștii au reușit să îl identifice pe agresor, iar acum acesta este căutat. Victima se află internată în spital, șoferul autobuzului a fost operat pentru că a suferit o fractură de bazin. Momentan acestea au fost informațiile. Radu, înapoi la tine. Iulia, îți mulțumesc. A fost panică într-un cartier de lux din capitală. Un incendiu a izbucnit la un bloc aflat în construcții. Nicio persoană nu a fost rănită, însă misiunea pompierilor a fost una extrem de grea. Autoritățile au demarat o anchetă. Mamă, în sare. Era puțin peste ora prânzului când oamenii din cartierul aviației au fost anunțați printr-un mesaj ro-alert că arde un bloc în construcție din zonă. Acoperișul imobilului, considerat cel mai scump de pe piață, a fost cuprins de flăcări, iar degajările mari de fum au fost văzute de oameni de la sute de metri distanță. Doar o minune a făcut ca nimeni să nu se afle în calea flăcărilor violente. Toți cei care munceau la construcție erau în pauza de masă de prânz. Când s-a întâmplat, erau în pauza de masă. Când m-am întors, am constatat că este un incendiu. Probabil neglijența unui foc lăsat deschis, sau, având în vedere că erau și materiale combustibile, materiale inflamabile, de acoperișul clădirii, probabil că și vremea care a întețit focul mai mult. Totuși, peste 20 de persoane au fost evacuate din blocul alăturat pentru că exista riscul ca focul să se extindă și cei 130 de muncitori au scăpat teferi. Unde să fim? Sus, în apartamente munceam, făceam treabă, ca de obicei. Și cum s-a întâmplat? Nu știu cum s-a întâmplat, doar ni s-a spus să coborâm, atât, în rest nu știu. Dar n-a simțit miros de fum, ceva? Nu, decât când am coborât în stradă, în rest nu se simțea nimic. Chiar au venit colegii și ne-au zis să coborâm, jetii. Dar nu s-a simțit nimic, miros de fum, nu. Păi ce a luat foc? De la terasă cum lucrau oamenii, de la vânt, de la... Mai multe autospeciale ale pompierilor au sosit la fața locului pentru a stinge vâlvătaia. După 10 de minute, pericolul a fost îndepărtat. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. S-au înregistrat doar pagube materiale, iar suprafața afectată a fost de 250 de metri pătrați. Au fost impuse probleme în desfășurarea intervenției datorită faptului că imobilul era în construcție și avea un regim de înălțime de P+12. De asemenea, condițiile meteo de vânt, rafale de vânt puternic au îngreunat intervenția. O anchetă va stabili cu exactitate ce anume a dus la producerea incendiului. La 2 zile după ce o stradă din Cluj-Napoca s-a surpat, autoritățile au declarat stare de alertă. Camerele de supraveghere stradale au surprins momentul în care o bucată de asfalt dispare ca prin minune. După prima evaluare, casele oamenilor din zonă n-ar fi avut de suferit. Momentul în care bucata de asfalt de pe strada Uliului din Cluj-Napoca se prăbușește a fost surprins de camerele de supraveghere. În primă fază, autoritățile locale au încercat să cârpească. Au pus saci cu nisip, au turnat asfalt, însă fără succes. În cele din urmă, municipalitatea a declarat stare de alertă în zonă. Comitetul Local pentru Situații de Urgență a instituit această stare de alertă locală. Sunt cuprinse toate instituțiile, furnizorii de utilități, Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară Cluj, pentru identificarea celor rute alternative. Traficul în zonă este restricționat, iar polițiștii locali supraveghează zona. A fost demarată și o expertiză geotehnică care va stabili ce a dus la surparea de teren. Localnicii sunt însă nemulțumiți că află ultimii de măsurile autorităților. Era clar că la un moment dat se închidă, însă nu au fost anunțați care vor fi măsurile și de când vor fi impuse. Asta e șocant, lipsa de reacție, că genul ăsta de calamități se pot întâmpla. La finalul expertizelor, oficialii au anunțat că vor demara lucrări de consolidare. Cei doi polițiști de la Brigada Rutieră care au luat șpagă de la Lidia Buble au fost condamnați definitiv la 3 ani de închisoare cu suspendare. În plus, judecătorii au decis ca amita de 900 de lei să fie confiscată de la agenți. Cântăreața asta a ales o pedeapsă mult mai blândă, doar 1 an de închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității. Ce faceți, doamna Buble, la Curtea de Apel? În februarie 2021, Lidia Buble a fost oprită în trafic de un echipaj al Brigăzii Rutiere. Vorbea la telefon și ar fi avut un comportament bizar, iar după câteva întrebări l-a recunoscut polițiștilor că a consumat alcool înainte de a urca la volan. În loc să o testeze, polițiștii au decis să ajungă la o înțelegere cu artista. Pentru 900 de lei au iertat-o. Pe fir erau însă și procurorii anticorupție, care au demascat șpaga. Dosarul a ajuns în mâinile judecătorilor de la Curtea de Apel București, iar Lidia Buble s-a ales cu 1 an de închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității. Bună ziua, domnișoara Buble. Ce faceți la Curtea de Apel? Ați venit ca martoră într-un dosar mai vechi, nu? Credeți că a da mită este bine sau este rău? Ce le transmiteți oamenilor care vor să dea mită? Este bine? Nu e bine, nu? Pentru fanii dumneavoastră, ce mesaj le transmiteți? să fie binecuvântați. Agenții șpăgari au fost judecați în dosare separate. Atât polițistul cât și polițista s-au ales cu pedepse mult mai mari, pentru că au acceptat mită. Ambii au fost condamnați definitiv la 3 ani de închisoare cu suspendare. Pe lângă pedepsa cu suspendare, judecătorii de la Curtea de Apel au hotărât ca șpaga de 900 de lei să fie confiscată de la agenți. Una scrie pe etichete, altul este conținutul. Un control al inspectorilor ANSVSA arată că unele lactate pe care le cumpărăm au o calitate îndoielnică. Cum ne înșală producătorii, ne spune colega mea Andra Ionescu. Andra, bine te-am găsit! Bun găsit! Practic, controalele ANSVSA arată faptul că noi plătim un preț pentru lactate care au mai puțină grăsime, mai multă sare decât scrie pe etichetă și un procent mai mic de proteină decât este declarat. 1000 de controale au făcut inspectorii de la ANSVSA în supermarketuri, piețe, dar și la comercianții care aduc lapte din alte state și ambalează produse lactate pe care mai apoi le vând aici la noi în țară. Iar rezultatele arată că suntem înșelați cu bună știință. Spre exemplu, putem să cumpărăm o brânză de oaie care în realitate să aibă o concentrație mai mare de lapte de vacă decât cel de oaie. În urma controalelor au fost confiscate aproximativ 14 tone de produse lactate și au fost date amenzi în valoare de 140.000 de euro. Atât de aici. Andra, îți mulțumesc. Urmează o nouă noapte albă pe litoral, unde mii de tineri se bucură din plin de atmosfera de festival. Costinești este inima distracției în aceste zile, dar cei ajunși acolo sunt dezamăgiți de prețurile mari. În plus, vremea nu a ținut cu ei astăzi. E foarte minunat, e foarte prost la Costinești, vă așteptăm la noi, pe toți, 6-6. Rapperul american Offset i-a făcut pe tineri să vibreze la festivalul din Costinești. Am cântat aici. Acum e ocazie în plus. E un moment prea special, apreciez, dar mă distrez prea rău. Oricum, eu fac distracția plăcută. Crezi că vei rezista în seara asta? Pe toate. Am încredere în mine. Rămâne până dimineața. Da, și mâine. Indiferent dacă veniseră pentru artiștii de pe scenă sau nu, tinerii au fost captivați rapid de focurile distracției. Este foarte frumos, îmi place foarte mult. Era închis la lăutari, de asta am venit aici. Cu cine ai venit aici? Cu prietenii mei, dar sunt mai rușinos ei de fel. De unde ești? De la Pecineagă. Fete? Am nevastă, dar e acasă. E sătu acasă? Da, e sărcinată. Ce să zic? Frumos, sunt cu prietenul meu aici și ne bucurăm că ne-ați luat interviu. Ține cum e? Ține cu voi? E de fric, de calm? Nu, sunt ok, sunt ok. Dacă bei puțin, e ok. Nu s-au lăsat mai prejos nici părinții unora dintre ei. Am venit cu fimea, că altfel n-aveam loc, mă înțelegi? Dar... protejați aici, să supravegheați. Trăim și noi alături de ei, adică suntem tineri încă, indiferent de vârstă. Ceea ce atmosfera aceasta? Știți pe Offset? N-am auzit de el până acum, dar e ok. Facem pariu că jumătate din ăștia nu știu ce cântă aia. Pe timpul zilei, vremea nu a ținut cu turiștii. A fost mohorât și destul de răcoros, dar asta nu a dezamăgit pe nimeni. Nu prea m-am odihnit în seara asta. De ce? Am fost la festival, am băut, am venit să mă drăg acum cu o ciorbă. Ce ciorbă ți-ai comandat? Ciorbă de burtă. A fost bună? Da, foarte bună. Cum stați cu banii? De la excelent în sus, foarte prost. Prețurile foarte scumpe aici în Costinești. O să mergem în vamă, să ne răcurască și acolo de tot. Uite și vă băieți. Uite, băieții sunt deja cu berea în mână de la ora 2. Suntem ok cu banii. Deci cât ați cheltuit? Oho! E ok, nu? Niște eteriuri! Normal! Deci mai ai? Cum să nu? E banca mare, e ok, ne descurcăm. Avara asta promit că facem mai mare nebunie și o să fie și mai mare haos. Costinești, mâinile sus. Foarte frumos și la Opse, dar am fost supărat pe el că aveau să-mi dea o datorie și nu mi-a mai dat-o. Asta numai pe scenă, numai pe alea, numai cu bodyguards pe lângă el. Dar o să ne întâlnim noi într-o zi, că mai vine pe aici. Că am văzut că mănâncă pe aici la meniul ăsta de aripioare. Nici pe această tânără n-a speriat-o briza de aprilie. S-a bucurat din plin de priveliște. A făcut poze și s-a plimbat pe plajă să se încarce cu energie. Îmi place foarte mult aici și am luat-o și pe mama mea. Eu mai am fost aici când eram mică și acum mai vreau din nou. Pentru că te plimba pe plajă? Da, m-am plimbat pe plajă și este foarte frumos. Rămâne mereu la fel. Mâine acasă dimineața avem tren, mergem direct acasă. Cu banii, cum stați? Cred că dintre toți patru eu stau cel mai rău cu banii, dar nu e nicio problemă că suntem studenți, ne descurcăm noi cu bani puțin. Nu e problemă. Da. Distracție să fie. S-a băut cea mai scumpă bere aseară. Cât ai bătit? Nu, eu nu beau, nu. Ne-a oprit poliția că aparent nu poți să bei alcool în spații publice, dar nu e nicio problemă că înțelegem asta. Și s-a întâmplat, am căzut oamenii nepotriviți la locul nepotrivit și na, ne s-a oferit o mică amendă, dar nu e nicio problemă. Da, de asta stăm rău cu banii. Turiștii au observat că prețurile sunt mai piperate peste tot, și în hoteluri, la cazare și în restaurante. Nu există 1 mai fără un grătar cu mici, iar în piețe și carmangerii este forfotă. Meniul muncitoresc este completat de cârnați, ceafă de porc sau coaste, fără ca cineva să se mai gândească la banii. Lista este lungă, iar cei care n-au avut timp să-și umple sacoșele astăzi, mai au timp și mâine. Ajunge? Mai puneți la... După principiul cât mai mult ca să ajungă. Așa s-au ghidat azi românii la cumpărături. Piețele au devenit furnicare, iar cei mai mulți au plecat cu sacoșele pline. Cum e? Să mai pună sau să nu mai pună? Că aveți pun. Să mai pună, da. Pe acest domn l-am găsit în piața Obor, alături de familie. Masa de 1 mai trebuie să fie plină. Lista de cumpărături este lungă, însă timpul scurt. Un mic grătărer cu familia și cu prieteni. Mici? Clasicul mic? Mici, normal. Câți mici luați? Undeva la vreo 50 de mici. 50 de mici? Da, păi suntem mulți. Cărniță. Ce cărniță? Mici. Că asta e tradiția de 1 mai. Mici, ceafă. Caserolele cu mici, carnea tocată sau cârnații dispar rapid din vitrine, iar comercianții se așteaptă la valuri și mai mari de clienți. Avem un număr foarte mare, ținând cont că avem o clienteală foarte bună, cu comenzile. Aveți comenzi? Avem. Ne mutăm din piață la carmangerie și aici forfota este la ea acasă, iar vânzările au explodat. Foarte aglomerat. Weekendul ăsta a fost foarte aglomerat. Mâine ne așteptăm la un val mare, că toată lumea vrea să fie proaspăt, proaspăt, proaspăt. Față de anul trecut sunt undeva cu 5-7% mai mari față de pe partea de porc. Coastă, ceafă de porc marinată, pulpe de pui dezosat. Mici și niște cârnați în aceștia proaspeți de porc sunt foarte buni. Și de Crăciun tot de aici cumpărăm, decât să facem mici mai buni. De 1 mai, românul uită de inflație și poftește la mititei. În măcelării, carnea de porc, respectiv micii și cârnații, sunt cap de listă pentru grătarul de 1 mai. În această măcelărie, kilogramul de cârnați se vinde cu 36 de lei și 50 de bani, iar cel de mici cu 35 de lei. Românii mănâncă aproximativ 18 milioane de mititei, adică 1500 de tone. Legea care interzice păcănelele în localitățile mici a intrat în vigoare. Deși astăzi ar fi trebuit să fie pustii, sălile de jocuri de noroc sunt încă deschise, dar împătimiții se feresc de ochii lumii. Autoritățile locale dau din numeri când vine vorba despre aplicarea legii, pentru că s-au găsit deja portițe pentru a fenta regulile. Concret, activitatea mai poate funcționa până la expirarea licențelor. Ne aflăm în Mihăilești, județul Giurgiu, un oraș cu o populație de 8.000 de locuitori. Nici vorbă ca sălile de jocuri de noroc să fie închise, așa cum prevede legea ce tocmai a intrat în vigoare. Împătimiții păcănelelor intră și ies, după bunul plac. Dar la vederea camerei de filmat, angajații au decis brusc să închidă ușa, cu tot cu oamenii dinăuntru. E deschis, dar a închis ușa. Noaptea vin de la muncă și văd aici, beau, fumează, mai s-au și bătut. Pentru că prezența echipei de televiziune încurca activitatea sălii de jocuri de noroc, imediat s-a încercat o tocmeală, ca la târg. Și vin peste oră 25. Dacă ești dulce și ești băiat de... Că vin peste oră 25. Ce se schimbă în plecați și de aici. Dar dacă înțelegi, măcar 2 ore și plecați de aici. Câtă vreme echipa știrilor Canal D a fost în apropiere, ușa a rămas blocată. Abia când angajații au crezut că nu mai sunt priviți, clienții au fost eliberați din casino. Am cerut un punct de vedere din partea primăriei dacă legea se respectă și cine trebuie să o pună în aplicare. Primarul nu a dorit să apară în spațiul public, dar a dat de înțeles că, momentan, lucrurile rămân așa cum sunt. Nu depinde de primărie. Noi le închidem? Nu. Noi putem să... anunțăm instituțiile abilitate, altceva ce să văd eu. Nu pot să mă duc să închid eu. Poate să oprească pariurile sportive, să renunță la păcănele. Și atunci rămân pe loc. Oamenii spun că interzicerea păcănelelor este o idee bună, pentru că astfel de săli de jocuri de noroc sunt periculoase. Sunt pentru tineri și pentru copii. Dau dependență, sunt puși în postura de a fura de acasă, să vină cu banii ei să joace la păcănele. În sate nu poate omul să-și ia pensia, că trebuie să ducă puțin pe la păcănele. Mi se pare ceva nenormal, pentru că toți copiii și toți bărbații, până la urmă și femei trag aici. Dar nu cred că se închide. Nu credeți de ce? Nu știu, sunt alte interese. Alții, în schimb, nu văd cu ochii buni noua lege, mai ales că de multe ori au sperat la câștig. Fiecare, cum trebuie să trăim și noi, cumva, nu? Am intrat de curios, așa, nu? De câte ori ați intrat de curios? Acum nu pot să-mi dau seama. Legea care interzice păcănelele în localitățile cu mai puțin de 15.000 de locuitori a intrat în vigoare, dar operatorii care au licențe valabile pot să-și desfășoare activitatea în continuare și în localitățile cu interdicție, până la expirarea documentelor. Astfel va mai dura cel puțin câteva luni, până când păcănelele vor dispărea din sate, comune și mici orașe. Precum craterul din pământ, misterul străzii surpate de la Slănic-Prahova se adâncește. Autoritățile au făcut mai multe măsurători, au ridicat probe, însă rezultatele se lasă așteptate până mâine. Între timp, localnicii sunt îngroziți de pământul care pare în continuă mișcare. Un copac s-a prăbușit, iar un stâlp de electricitate și un brad stau să cadă. Așa arată acum craterul din Slănic-Prahova, după 5 zile de când strada s-a surpat. Groapa de 60 de metri s-a adâncit cu încă 20 de centimetri, chiar dacă autoritățile au transmis că tasarea a stagnat. În crater s-a strâns apă, iar un copac s-a prăbușit. Oamenii din Slănic nu au primit deocamdată niciun răspuns, iar cei mai mulți s-au adăpostit la prieteni ori rude după ce au fost evacuați. Așteptăm rezultatele acum. Așteptăm rezultatele. Sărbătorile unde le fac? Care sărbători? Paștele. Care Paște? Pentru mine? Paștea fericită. Așteptăm și noi astăzi raportul preliminar. Sper că primăria îl va publica undeva, măcar pe site-ul primăriei, dacă nu pun afiș undeva în centru. Fratele meu ține legătura cu cineva de la jandarmerie care a zis că ne anunță că ne putem întoarce. Este singura legătură. Dar nu nicio comunicare oficială. Autoritățile au făcut măsurători, ba chiar au luat și probe din acumularea de apă din crater. Copacii de pe marginea drumului au ajuns în apa din subteran. Deocamdată nu avem ce să vă spunem vis-a-vis de cauza care a produs această sufoziune. Dar ce bănuiți? Ce bănuiți măcar? Sarea este aproape. Infiltrații de apă. Tot în Slănic, pe o altă stradă, a apărut brusc apă. Unii sunt îngrijorați că ar putea avea legătură cu craterul format în oraș. Alții arată cu degetul către municipalitate, care ar fi făcut lucrări de mântuială la rețeaua de gaze. A pus gazele și nimeni n-a venit de la ei să repare. Deci de când au făcut rețeaua de gaze? După noiembrie. Aici e țeavă spartă și o să... Că noi plătim la apă, în schimb o scumpește tot timpul. Rezultatul verificărilor întârzie câteva zile. Aștept specialiștii să spună cuvântul. Întreaga zonă este supravegheată de jandarmi. O parte dintre oameni au reușit să intre în casele lor pentru a mai recupera din lucruri. Într-un sat din Cluj întâlnim un tezaur viu al României care își cântă viața în doine. Este unul dintre ultimii rapsozi ai Transilvaniei care încă mai ține în viață tradiția autentică. N-are carte, dar are un sac de povești aparte de spus. Ai primăvară, primăvară, mă-i floresc și este Vasile Soporan, unul dintre puținii rapsozi ai Transilvaniei, un om considerat tezaur uman viu, grație felului autentic de a doini. Are un sac de povești, toate cu tâlc, iar astăzi își deschide sufletul pentru toți cei care au urechi să-l asculte. Ai bună ziua, lele Marie! Un om și doina lui. O poveste veche, începută în alte timpuri, pe care rar îți mai e dat să o auzi în zilele noastre. Un român adevărat, înainte de toate, care a trăit la talpa țării și și-a făcut din doină rugăciune. Mi-a plăcut traiul de la țară, deși să știți că nu am amintiri bune de traiul care l-am avut de copil. Eu, când am fost de 17 ani, până la 17 ani am fost am slujit la mai mulți gazde. Acum nu mă laud eu că am cântat, nu știu cum, eu am cântat ca mine, că eu n-am știut să cânt și de-astea, tranga, tranga. Suntem la Cluj într-o zi de primăvară gri. O ploaie măruntă și rece inundă comuna Frata, de parcă ar vrea să o șteargă de pe fața pământului. Noroc cu Badea Vasile, care, asemenea unui stejar bătrân, cu rădăcinile adânc înfipte, în locurile astea, ține încă vie tradiția. Și pentru asta e considerat tezaur uman viu. Îți mulțumit de cum îți primit între oameni. De regretat, vă spui prima dată, ne-ar și plăcută să știu între oameni mai învățați, să am și o școală. Am învățat să scriu forțat, am fost nevoit să învăț să scriu. Eu le-am compus, am poate nu 100, că nu le-am numărat câte am, dar toate-s făcute de mine, absolut n-am cântec luat de la nimeni. La 6 ani își ajuta deja părinții la muncă. A crescut pe dealuri cu animalele la păscut și a horit doinele pe care le auzea pe la oamenii mari. Apoi, încet, încet, a început să compună. Când pleca la izvor după apă, când pleca la câmp, la sapă. Apoi, când a mai crescut, a fost horitor, dansator neîntrecut și staroste pe la nunțile din sat. El purta steagul și ținea ordinea obiceiurilor și a muzicii. Lumea îl îndrăgea și cu greu se făcea o nuntă fără tetea Vasile. Lumea în jurul lui s-a schimbat și nimic din ce știa odinioară nu mai e la fel. Că drum de câmp era, nu era pietruit. Nu? Mașină, când am văzut mașină prima dată am fugit. Că era frică, mă, dar cum umbla aia, mă, și nu ia nimeni înaintea ei, am gândit că trebuie să margă ca la cuziștile când ară. Am tot ce trebuie la un om la casă, tot ce trebuie am. Dacă trebuie să lucru ceva, și vedeți aici, niște vedeți în jurul nostru aici, tot bine ai făcut cu mâna mea. În orice caz, e diferență foarte mare. Nu spăcal pe drumul folclorului. Cântă fel de fel de cântece, dar nu cântă unul să-ți pară bine, măi, uite ce glas frumos are ăsta. Și eu aș fi vrut să am un copil care să cânte. Mi-ar fi fost... Văd câte unul că merge cu copilul lângă el, așa, și... Mi-ar și plăcut să am și eu așa, dar dacă nu o da Dumnezeu... Ploaia nu dă semne să se oprească. Se face timpul să ne strângem mâinile, să ne privim în ochi și să ne luăm rămas bun. Dar nu înainte ca Badea Vasile să ne ducă pe dealul din capul satului, acolo unde își dorește să doinească pentru ultima dată. Și mai are o dorință, să nu se îngroape odată cu el doina, care i-a fost atât de dragă. Aici e la casa mea. Casa de veci. Mă prinde plânsul. De asta nu mai spun. Newstime se oprește aici, sunt Radu Andrei Tudor, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Canal D2, să aveți o seară așa cum vă place. La noapte, cerul va fi mai mult senin, exceptând Dobrogea, estul și sudul Munteniei, precum și sudul Olteniei, unde vor fi înnorări și pe alocuri ploi slabe trecătoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului, pe crestele montane și local în sud-estul teritoriului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 și 14 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre valori în jurul la 0 grade, unde se va produce brumă. Mâine, valorile termice se vor situa în cea mai mare parte a țării peste cele specifice datei. Cerul va fi mai mult senin, exceptând regiunile sudice, unde vor fi înnorări temporare și pe alocuri trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în sudul Banatului, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, precum și la munte, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 26 de grade, cu cele mai scăzute valori pe litoral. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Se vor înregistra 21 de grade Celsius la Călărași și 22 de grade Celsius la Pitești. În Transilvania vremea va fi caldă. Ne bucurăm de un cer în mare parte senin. Vântul va sufla slab și moderat. Vor fi 20 de grade Celsius la Brașov și 23 de grade Celsius la Alba Iulia. În Moldova, cerul va fi mai mult senin, iar mercurul din termometre ajunge până la 21 de grade Celsius în Piatra Neamț și 22 de grade Celsius în Focșani. În vestul țării, soarele va străluci pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului. Vor fi 25 de grade Celsius la Baia Mare, la fel și în Arad. În Oltenia avem parte de atmosferă însorită, iar temperaturile ajung la valori generoase de 23 de grade Celsius în Craiova, 19 grade în Slatina. În Dobrogea cerul va avea înnorări și se vor înregistra 18 grade Celsius la Sulina și 22 de grade Celsius la Tulcea. În capitală, săptămâna a început cu vreme caldă și însorită. Cerul a fost variabil, vântul a suflat moderat, iar maxima a ajuns la 24 de grade Celsius. La noapte, cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura minimă va fi de 10-11 grade. Mâine, vremea va fi în general frumoasă, iar regimul termic caracterizat de valori normale pentru ultima zi a lunii aprilie. Cerul va fi variabil cu înnorări la începutul intervalului, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade. La munte, valorile termice se vor menține peste cele specifice datei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră. Vor fi 15 grade în Sinaia, 14 grade în Semenic.